Joe Biden gafează din nou. De data aceasta și-a pierdut firul discursului în timpul unei conferințe de presă la Hanoi. Este seară, nu-i așa? A glumit el când s-a așezat la microfon după ce a încercat o introducere cu "Bună dimineața, Vietnam!" A descris apoi Vietnamul ca fiind o țară din lumea a treia, înainte de a se corecta spunând că este din sudul global. Apoi s-a pierdut, iar discursul său a fost întrerupt de purtătoarea sa de cuvânt, care i-a tăiat microfonul. Hai să vezi și tu momentul. We talked about at the conference overall. We talked about stability. We talked about making sure that the third world, the southern hemisphere had access to change. It wasn't confrontational at all. Thank you, everybody. This ends the press conference. Thanks, everyone. Thank you.